La Râmnicu Sărat, în ultimii 6 ani, Asociația de Protecție a Animalelor Câini Fericiți, în parteneriat cu primăria, au desfășurat campanii de sterilizare în care au fost operați peste 1500 de câini, atât de pe străzi, cât și din gospodăriile oamenilor. Astăzi a fost demarată o nouă acțiune de acest fel, iar cetățenii care vor să-și sterilizeze gratuit câinii sau pisicile trebuie doar să ia legătura cu reprezentanții asociației. În prima zi a campaniei, puțini s-au arătat însă interesați de această acțiune. Avem, practic, 85 de câini care ar trebui să fie sterilizați în această campanie. Putem să depășim, în principiu, acest număr fără nicio problemă, dar, după cum se vede, nu știu dacă o să atingem măcar 85, pentru că oamenii nu vin la sterilizare cu animalul pe care și l-au programat să sterilizeze. Nu mai zic de cei care nici măcar nu dau atenție la anunțuri care le facem noi. Campania va continua și în zilele de sâmbătă și duminică. Medicii veterinari veniți de la Sibiu pentru a steriliza animalele dau asigurări că intervenția nu afectează sănătatea acestora, ele putând fi luate acasă chiar și la 3 ore după intervenția chirurgicală. Riscurile sunt destul de minore. Operația este non-invazivă, se face cât de non-invazivă se poate. Perioada de recuperare este foarte rapidă și animalele în jumătate de oră, maxim o oră, depinde acum dacă sunt foarte bătrâne, în general se ridică, își revine în anestezie undeva la o oră, o oră și un pic. Dacă sunt tinere, recuperarea este în 20 de minute, jumătate de oră. A doua zi, regim normal de viață, pot să mănânce, pot să se plimbe. Mai mult, medicii îi îndeamnă pe cetățeni să dea dovadă de responsabilitate și să profite de aceste campanii gratuite, dacă vor să contribuie la reducerea numărului de maidanezi de pe străzi. Este singura metodă de a reduce abandonul. Este singura, absolut singura metodă prin care oamenii trebuie să înțeleagă că dacă sterilizează animalele, reduc foarte mult abandonul și numărul de câini care se găsesc în momentul actual pe străzi. Sterilizarea, pe lângă faptul că previn și alte patologii pe aparatul reproducător. Pentru a-și steriliza animalele gratuit, cetățenii trebuie să ia legătura cu reprezentanții Asociației Câinii Fericiți sau să meargă la fostul sediu al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură din Râmnicu Sărat, situat la ieșirea din municipiu spre localitatea buzoiană Râmnicelu. Sterilizarea animalelor se va face sâmbătă și duminică de la ora 9 până la ora 18.